Ascultă, Nastia, cum ți se par cercei ăștia? Eu cred că mă fac să par foarte îndrăzneață. Da, Diana, sunt cool, dar mie mi se pare că sunt foarte grei și că îți vor întinde urechile. Am înțeles. Păi aici sunt unii mai ușori, dar uite, nu ies în evidență deloc. Diana, cum să zici asta? Cercei ăștia sunt imensi, încearcă-i. Ok, ascultă, Nastia, ce zici de ăștia dubli? Diana, îți stă bine cu toate perechile, dar important este să nu-ți îngreuneze urechile. Oh, păi ăștia nu o să le îngreuneze, dar parcă sunt prea simpli, uite. Da, Diana, sunt prea simpli. Bine, pune-i pe ea grei, dar să nu-i porți prea mult timp, altfel o să-ți ajungă urechile până la umeri. Diana, ce dezastru! Echipa Frogs are un nou membru. Bună, fetelor! Care e noul membru și a făcut vreo majoretă Frogs, iubit? Nu, nu e băiat, este o nouă fată în echipa lor. Au o nouă fată în echipă. Ce? Serios? Și cine e fata aia nouă, păr verde? Dar păr verde e veche. Au o nouă majoretă Frogs în echipă. Da, au o fată blondă și înaltă, se tot plimbă și își afișează buzele, vă dați seama? Deci asta e noutatea, noutățile astea mă supără. Stați așa, deci asta înseamnă că și ele au 4 membri acum? Da, nu m-ar mira dacă își vor găsi și o mascotă mâine. Fetelor, puteți să vă liniștiți, ele sunt 4, dar noi suntem 5 fete. Iana, suntem 5 rebele, dar 4 majorete, înțelegi? Da, Iana, tu nu ești o majoretă, deci nu mai visa atâta. Ai auzit, Iana, nu mai visa. A, așa, deci bine, azi sunt o rebelă, dar mâine voi fi majoretă, important e că sunt cu voi. Păi, fetelor, chiar vreau să văd noua majoretă Frogs. Am emoții. Diana, nu te îngrijora, este doar o Frogs. Păi nu știm nimic, nu știm dacă este o majoretă bună sau nu. Poate e mai cool decât voi. Iana, Frogs nu pot fi mai cool decât noi. Deci, Sofia, vrei să repetăm regulile Frogs? Prima regulă, nu pot să port roz pentru că... Pentru că e culoarea rivalelor noastre. Corect! Credeam că deja ai uitat prima și cea mai importantă regulă a echipei Frogs. A doua regulă, dacă majoretele banii trec pe lângă mine, să fac fața asta. Corect, ești o fată așa deșteaptă, drăguță. Echipa banii e cel mai nașpa lucru din școala asta. Bine, fetelor, gata cu întrebările și regulile astea, dați-mi costumul. Uite ce nerăbdătoare e fata! Și mai este o regulă, cea de-a treia și ultima. Nu tu ne conduci pe noi, noi conducem aici. Îți voi aduce costumul acum. Da, capitane. Nu e niciun capitan, dar nu-i spune că ți-am zis asta. Aici e costumul tău și ține minte, gata cu rozul. Gata cu rozul, l-am înțeles. Costea, tu măcar îți dai seama ce-mi cer? Cheile cafenelei pentru toată noaptea? Costea, nu o să-ți dea nicio cheie. Pizza, vorbeam cu tine cumva? Nu, ci cu Ains, nu te băga în discuțiile noastre. Ains, te rog frumos, o să-ți rămân dator. Dima, despre ce vorbesc ei acolo? Ce vrea să-i ceară Costea lui Ains? Păr verde, a promis lui Costea că nu zic. Am înțeles, o să aflu singură. Hei! Ascultă, Costea, nu știu. Nu! Pizza, tu te să-i servești pe ratați. Da, păr verde, ce e? Ascultă, Costea, de ce ai nevoie de cheie? Păr verde, știind că ești o fată bărfitoare, nu pot să-ți spun nimic, pentru că o să-i spui Carinei. Oh, deci faci un fel de surpriză pentru Carina, am înțeles. O, fetele astea au discuțiile băieților de la kilometri distanță. Pizza, servește-i pe Dima și păr verde. Hai, te rog, de ce nu poți să-mi dai cheia de la cafenea? Ați promis că va fi totul bine. Pe chiar nu știu, Costea, dacă îți dau cheia și află Diana, ce o să se întâmple? Si. Azi, Diana nu o să știe nimic. Ce nu o să știe Diana? Diana deja știe totul, că echipa Frogs are o majoretă nouă. Apropo, a văzut-o cineva până acum? Rataților, eliberați scaunele. Ascultați, rebelilor, când o să aduceți scaune noi în cafenea? Da, pentru că ne-am obișnuit deja să stăm împreună. Vreți să vă dăm scaune noi? Știți, scaunele noi sunt pentru cei care nu le rup. Rataților, voi ați rupt toate scaunele din cafenea, deci nu vă plângeți. Deci a văzut-o cineva pe noua majoretă Frogs? Patrick, vreau așa tare să fie organizată o competiție în care eu să le înfrunt în sfârșit pe rebelele astea sau majorete, cum să le zic? Gigi, nu te îngrijora, ai șanse mari și pe mine mă enervează. Bine, Costea, aici e cheia, dar trebuie să ai mare grijă în cafenea. Pizza va veni la ora 12 ca să o verifice. Ains, totul va fi bine, știi? Nu-mi plăcea de tine, dar acum văd că ești un băiat normal. Ains, nu trebuia să-i dai cheia. Iubita, nu te îngrijora, totul va fi bine. Vei veni aici la ora 12 noaptea ca să-i verifici. Eu? La ora 12? Ains. Da, tu, la ora 12. Costea a spus că ne va da un bacșiș mare. Bine, gata, să lucrăm. Ai luat comenzile? Acum... Dima, ce-i asta? Deci Costea cere cheia ca să facă ceva romantic pentru Carina, dar tu niciodată nu ai făcut așa ceva pentru mine. Păr verde, calmează-te, vrei să audă Diana asta? O, Diana n-ar trebui să audă? Ați auzit cu toții? Costea aranjează o seară romantică pentru Carina. Calmează-te, și noi vom face o seară romantică. Costea va petrece seara romantică, iar seara următoare vom merge noi. Sigur, promitem că o să iei cheia de la Ains. Te rog, nu mai țipați, promit, îți promit. Ascultați, fetelor, văd că 3 mese au fost deja servite, dar noi nu am fost servite încă. Nastia, ai saltău exagerează. Așteaptă, Diana. Pizza, rebelele stau aici, nu vezi? Nu ne servești și pe noi? Eu cred că nu are treabă cu pizza. Ice, ia-ne comanda. Personal. Da, rebelelor, vin acum să vă iau personal comanda. Ice. Profesor Mike, bună ziua! Puteți, vă rog, să-i dați voile alei să lipsească 2 zile? Profesorul Mike nu o să accepte. Bună ziua! Ce ai spus, Ryan? Repetăm. Ryan, a fost un eșec. Profesor Mike, vă voi explica. Faza e că noi suntem împreună. Da, profesor Mike, suntem împreună. Și vreau să o duc la cursuri de călărie timp de 2 zile. Eu chiar iubesc Kai. Lele, acum adică 2 zile? Dacă pleci tu, e ca și cum i-aș pierde mâna dreaptă. Ești jurnalista școlii. Puteți merge oriunde, în weekend. Profesor Mike, de ce sunteți așa rău? Nu v-ați îndrăgostit niciodată? Hai, lasă, Ryan, să mergem în weekend. În weekend trebuie să mergem în alt loc. Ryan, mi se pare mie sau te dai deștept cu mine? Care-i problema cu mâinile tale? Vezi, știam că profesorul Mike o să te întrebe asta. Nimic. Arată mâinile, Ryan. Profesor Mike, e doar o manicură. Ryan, mâine să vii la școală fără manicură și nu o să o las pe Leala să plece 2 zile. Bine, profesor Mike, să nu mai încercați să mă rugați ceva de acum. Ryan, nu trebuie să-l supărăm pe profesorul Mike. Ne scuzați, profesor Mike, la revedere. Nu-mi place că Leala petrece atâta timp cu Ryan ăsta. Nu îi se potrivește, chiar deloc. Da, nu credeam că proful Mike o să ne refuze. Știi ceva, Leala? Hai să fugim. Ryan? Nu, nu o să fugim nicăieri. Ba da, Leala, vom fugi, vom încălca regulile și vom petrece 2 zile mișto. Nu, Ryan, nu o să petrecem 2 zile mișto pentru că eu nu merg nicăieri. Ai înțeles? Știi ceva, Leala? Ești așa frumoasă, dar așa încăpățânată. Și ce te așteptai, Ryan? Sunt un șobolan. Fata asta șobolan mă nebunește. Ce, basketbaliștilor, sunteți scriși? Frogs, ce faceți voi aici? Da, ați ghicit, suntem triști. O gașcă tristă de prieteni, o mascotă și 2 basketbaliști. Ascultați, băieți, ne-a venit o idee așa de cool. Vrem să facem un concurs. Da, pentru cel mai frumos corp de majorete din școală. Ce? Și cine a venit cu ideea asta? Noi, majoretele Frogs. Fiecare fată o să-și arate corpul într-un costum de baie. Și voi veți putea vota cine are corpul cel mai frumos. Îmi place ideea asta, o să fiu parte din juriu. Și mie îmi place, măcar o să mă mai înveselească. Nu, 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 băieți, cum rămâne cu rebelele? Ce-i cu rebelele? Nu mai suntem împreună cu ele? Aveți dreptate! Deci, băieți, o să ne alegeți pe noi? Toată școala va participa. Da, de mult așteptam să aflu cine are cel mai frumos corp din școală. Și rebelele vor participa la concurs? Rebelele nu se participe. Ăsta e concursul nostru. N-au nicio treabă cu el. Minunat! N-avem nevoie de rebelele astea. Băieți, nu știu, dar mie nu-mi place ideea asta, serios, nu. Mascotă, ce faci? Mascota, a părăsit cetul. Timur, o să ne votezi pe noi, majoretele Frogs? Băieți, să nu votați alte fete, votați-ne pe noi, majoretele Frogs. Pentru că arătăm cel mai bine din școala asta. Ascultați, fetelor, nu vi se pare ciudat că ne-am plimbat așa mult prin școală și nu le-am întâlnit pe Frogs încă? Credeți că se ascunde noi? Poate că noua majorită Frogs nu arată bine? În regulă, fetelor, după orele vom aștepta pe Frogs lângă școală. Chiar vreau să o văd pe fata asta nouă. Și eu vreau să văd noua lor broască. Ascultați, cum poate Frogs să fie o fată? E o broască. Bani, am vești rele. Mascotă! E foarte rău să intri în baia fetelor. Foarte rău e ce vor să facă Frogs. Ați auzit de concursul costumelor de baie? Ce concurs al costumelor de baie? Mascotă, despre ce vorbești? Concursul începe într-o oră. Toate fetele din școală vor fi în costume de baie, iar băieții vor alege cel mai frumos corp. Asta e foarte interesant. E ideea majoretelor Frogs? Noi de ce nu știam despre asta? Pentru că noi avem cele mai frumoase corpuri din școală. Calmați-vă, fetelor, și noi vom participa la concurs. Ideea e că voi nu o să mergeți acolo. Frogs au decis că rebelele nu pot participa. Vom merge. Fetelor, dar avem costume de baie? Iana, găsim! Vestiarul nostru are de toate. Apropo, fetelor, noua majoretă Frogs e cool. Ne vedem la concurs. Păi știți, fetelor, eu o să vă votez pe voi, să alegeți cele mai cool costume de baie. Ok, fetelor, sugeți burțile bine. Nu trebuia să mănânc chipsuri. Azi am mâncat o chiflă, o să încerc să nu respir. Bine, fetelor, noi vom câștiga pentru că noi arătăm cel mai bine. Oh, fetelor, ce eșec! Doar pe astea le avem! O, Diana, eu o să-l port pe ăsta. Și eu pe ăsta. Eu pe ăsta roșu. Păi atunci eu o să-l port pe ăsta. Fetelor, știți, costumele astea de baie nu sunt pentru concursuri. Mi-e teamă că vom eșua. Diana, de ce să eșuăm? Avem corpuri minunate. Ei nu ale costumul de baie, ci corpul. fetelor mai ușor. Diana, calmează-te, doar amintește-ți la câte concursuri am fost înainte și mereu am câștigat. Diana, mai ții minte asta? Da, Diana, și de data asta va fi la fel. Bine, fetelor, atunci să ne schimbăm pentru concurs. Frogs vor fi șocate. Normal, nici nu ne-au invitat. Aoleu, juraților, cu ce să vă servesc? N-am venit aici ca să mâncăm, ci să alegem cel mai frumos corp. Eu o să-i ajut pe băieți să aleagă cel mai frumos corp. Eu o votez pe Diana, dacă va câștiga o să-i dau iepurașul ăsta, uite. Dima, dar tu ai pe păr verde. Dacă păr verde va câștiga, nu o să-i dau nimic. Faci asta din nou? Mâine, băieți, acum începe concursul pentru cel mai frumos corp din școala asta. Iar concursul a fost organizat de Frogs. Bine, hai, dar adune câte un mojito, vrem să întâlnim primele participante. Să le aplaudăm pe Frogs, majoretele verzi din școala asta. Văd că arătați foarte bine. Băieți, votați-ne pe noi, votați Frogs. Nu mâncăm chipsuri, nici mâncare nesănătoasă, de-aia arătăm așa de bine, uitați-vă. Ați auzit? Să le țineți minte. Frogs! Frogs sunt aici! Bună! Iar acum să le urăm bun venit elevelor Păr Verde, Mia și Lealea. Păfașoane, ești frumoasă! Bine, băieți, votați! Votați-le pe Frogs! Nu mai strigați să le voteze pe Frogs, toate participăm, nu doar voi. Dar rebelele nu vin? Majoretele banii nu o să vină? Nu vin pentru că nimeni nu l-a invitat. Oh my god, nu o să vină rebelele? Atunci noi vom câștiga. Băieți, nu sunt multe participante, deci să începem votul. Eu vreau să o votez pe Lealea. Și eu o votez pe Lealea. Și eu. Dar Diana nu vine, dacă nu vine atunci nu o să votez pe nimeni. Eu votez pe Mia. Dima? Ei băieți, ăsta e concursul nostru, ar trebui să ne votați pe noi. Eu o votez pe Mia. Păfașania, ești cool. Vine Victoria. Noi votăm Frogs! Frogs sunt cele mai cool, Frogs sunt cele mai frumoase! Păi trebuie să-i mai întrebăm pe aici și pizza și apoi vom ști cine a câștigat. O votez pe Păr Verde. Yes, am un vot! Ok, băieți, acum votul pizzei. Pizza, tot pe cine votez? Pe Frogs. În regulă, iar voturile arată că a câștigat Lealea. Nu, noi am organizat concursul. Și de ce nu le-a chemat nimeni pe rebele? A venit Diana, Diana, eu te votez pe tine. Stai! Wow, băieți, ce cald s-a făcut, avem participante noi, deci să votăm în din nou. Ce caută ele aici? Cine le-a chemat? Nu știu. Oh, le-am văzut pe rebele, sunt foarte cool. Băieți, noi suntem cele mai sportive fete, arătăm cel mai bine, votați-ne pe noi. Unde golă, băieți, au apărut noi participante, deci să votăm din nou. Ai votul tău? Votez rebelele. Pe cine? Eu le votez pe Frogs. Foarte bine, rebelele au un vot și Frogs tot un vot. Eu votez tot pe Lealea. Eu votez rebelele. Eu pe Păr Verde. Eu pe Diana. Eu votez rebelele. Eu o votez tot pe Mia. Eu pe Lealea. Lealea scumpa mea. Rebelele. Poftim, basketbaliștilor. Frogs, data viitoare mai bine ne-ați chemat și pe noi la concursuri. Voi participați la toate concursurile. Suntem toate egale. Deci nu vă supărați, Frogs. Știți ceva, basketbaliștilor? Voi E ok, o să organizăm un alt concurs mai târziu unde singur vom câștiga. Aoleu, rebelelor, dacă nu erați voi, eu aș fi câștigat. Ați distrus tot. Puteam să câștig și eu. Doar pe mine nu m-a votat nimeni. Păr Verde, pe tine te-a votat Patrick. Da, Patrick, tu chiar m-ai șocat. Îți place de Păr Verde? Da, Gigi, am votat-o. Fetelor, ați văzut fata nouă? Aha, zici că e clona blondei. Blonda a ales-o ca să arate ca ea, bănuiesc. Păi, fetelor, am câștigat așa de ușor. Acum e timpul să mergem acasă. Acasă! Pa, pa tuturor! Diana, așteaptă! Draga mea câștigătoare, am un cadou pentru tine. Dima! Păr Verde, îmi pare rău, dar n-ai câștigat. Știți ceva, băieți? Ne-ați votat corect. Păi eu mă consider câștigătoare. E prima oară când m-a votat și pe mine cineva. Și pe mine. Deci, fetelor, le-am învins pe toate din nou. Da. Diana, vreau să te felicit pentru această victorie. Oh, Dima, ești un fan foarte devotat. Dăm cadoul. Uite aici, deschide-l acum, te rog. Wow! Dima, e minunat! Știu, Diana, mi-a luat 2 săptămâni. Tu l-ai confecționat? Dima, ești așa de cool! Dragilor, ați văzut ce iepuraș drăguț mi-a dat Dima? E așa frumos! Dați like, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și așteptați noile noastre episoade cool! Ne vedem curând! Pa, pa! Pa, 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 pa!